E duminică dimineața și facem o mică excursie la Leinzer Tiergarten. Este, mergem cu U4 până la capăt și de acolo intrăm în pădurea de mistreți, cum îi zicem noi. N-am fost de mult, da? Da. Cred că de 2 ani. Hey. Anul trecut am fost, mi-amintesc când... Dar nu la Căprioare, nu în zona aia. A, nu la Căprioare, dar în pădurea de mistreți am fost. Da. Da, sperăm să prindem... Sperăm să prindem imagini și cu Căprioare și cu mistreți astăzi. Oricum, de-abia așteptăm, e foarte interesant. Leinzer Tiergarten. Uitați-vă în internet pentru cine vrea să știe mai multe. Mergem până la Hütteldorf, deci luăm metrou practic până la capătul lui. Acum vine, l-am văzut deja. Bine, 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 calcă totul în picioare. Deci intrăm încet în stația Hütteldorf și mergem pe jos până la Nicolai Tor. Coborâm aici și ne îndreptăm spre Nicolai Tor, una din cele 5 porți de intrare în pădurea de mistreți. De-abia aștept, e o zonă natură curată, natură curată cum rar se poate vedea. Asta e intrarea în Leinzer Tiergarten. Deci am intrat în Leinzer Tiergarten. Am intrat pe la poarta Nicolai Tor. Este una dintre cele 5 porți. Ce să vă zic? Vă povestesc eu pe traseu cum se ajunge la fiecare dintre cele 5 porți. Aici ajungi cu U4. Haideți să explorăm. Nicolai Tor, punctul nostru de intrare. Mai sunt hărți pe traseu. Foarte frumos. Oricine poate să intre, nu trebuie să plătești intrare. E deschis tot timpul anului. Nu trebuie să te temi de nimic. Nu sunt animale sălbatice. Nimic, e genial, e frumos. Luăm dealul la picior. O să fie o excursie de vreo 4-5 ore de mers pe jos. Și deci putem, încep să apară indicatoare pe traseu care ne duc în diferite, spre diferite porți. Țelul nostru este Hermes Villa și poarta de la Hermes Strasse.
unde sunt căprioarele. Noi am văzut de câteva ori porci mistreți, micuți așa și nevinovați, căprioare și așa mai departe. O oază de verdeață imensă, imensă. Pădure foarte frumoasă, foarte frumoasă. Îți vine să nu mai pleci acasă de aici. În spatele nostru se află alte păduri. Am fost și acolo, ne-am plimbat prin toate și acolo în vârf este Sofia în Alpe, nu? Da, da, Sofia în Alpe, am fost pe ea ore în șir, poți să te plimbi ore în șir, fără oprire, genial, frumos și acolo. Au început să zboare avioanele, se pare că, dar nu cred că îl surprind. S-a dat drumul la excursii, se pare. Are multe chestii, multe dezavantaje pandemia asta, dar un lucru poate e și avantajos. În timpul pandemiei n-am mai auzit avioane tot la câteva minute zburând deasupra capului. Rar unul și unul când și când. Acum deja încep, bum, bum, bum. Râul din fața noastră, brațul Dunării, era limpede, vedeai peștii când te uitai de sus în jos. Acum are tulbure, vapoare, chestii. Deci o altă realitate cu pandemia asta și nu doar dezavantaje, ci și avantaje. Lumea aleargă, cum vedeți în spate. În special persoane în vârstă aici aleargă mult. Se organizează multe semi-maratoane, chiar maratoane, multe alergări de 5 km și așa mai departe, în special cu persoane în vârstă. Cred că văd un porc mistreț. Unde? Uite acolo după copacul ăla. Eu îl văd. E, nu mișcă. E, până aiba, e o buturugă. E o buturugă. Oricum mi s-a părut că și buturuga e tot un porc mistreț. Nască, o să-i vedem mai încolo, mai departe. Ne-am pus protecție de soare. Protecție de soare, că ne arde la gât în spate tare. Cred că trebuie să vin cu nepoții aici să le explic. Eu însumi sunt băiat de oraș, ok, am învățat eu la școală ceva, dar fiți atenți. Câți litri de apă poate să transporte un copac într-o zi de vară, de la rădăcină până în vârful copacilor? Fiți atenți ce scrie. 260 de litri, adică 26 de găleți de câte 10 litri. Nu pentru crisalida, era ăsta. Ăsta, ca să întrerupă filmarea, că mi-am învățat lecția asta. Fiindcă n-am înțeles nimic, a trebuit să bat așa. Și în sfârșit s-a prins. Sau nici nu știu dacă s-a prins sau i-am zis eu să le chidă. Bun. Ce să fac, n-am observat, nu pot să le văd. Să mă uit și la copac, și la tine, și în pădure. Ok, deci aici să vin cu nepoții mei ca să le arăt chestii de astea. Pe parcurs, pe traseu, sunt multe informații legate de copaci, de animale și așa mai departe. Oare plouă? Pe mine m-a picat. Dar n-are cum să plouă, suflă vântul, apa, că uite, senin. Închid la loc și cam atât. Cum adică stăm pe bancă? Abia ne-am pornit. Da, eu vreau să stăm pe bancă. Și să-ți dai jos rucsacul din spate. Tu stai acolo, umbra. Sau la soare, unde vrei tu. Ce este? O piatră era. Eu m-am pus la soare să stai tu la umbră. Dar nu e umed pe aici, ca seara a plouat. Nu e, nu? Au uscat. Ok. Oh, să-mi dau venit musculițele. Ok. Este un canal al unor
nu știu dacă suntem prieteni, virtual, am avut doar un contact scurt așa, Everyday Holiday, a unei perechi de tineri frumoși care locuiesc și ei în Austria. Și Adi are obiceiul când merge în excursie sau așa, când vizitează o chestie, citește, se informează înainte despre acea chestie și o prezintă. Și m-am gândit să fur și eu ideea asta. Mi le-am scris pe hârtie, stați cu minte, că să le țin minte toate astea, n-am niciun chef. Deci această grădină mare a fost prima dată pomenită în arhive în anul 1270. Deci acum 800 de ani aproape. În 1457 toată chestia asta era un domeniu de vânătoare al regilor de atunci și al nobilimii, bineînțeles. Să ne gândim că în România acum au unii domenii de vânătoare, aici nu mai există așa ceva, totul este public, dar așa, doar ca paranteză mică. În anul 1782 sau între 1780 și 1787 s-a scos la licitație construirea unui zid în jurul acestei grădini și de arme șlucă, cum se zice, adică zidarul șlucă, a oferit un preț așa de mic încât nobilimea n-a putut să refuze și i-au dat lui sarcina sau contractul să construiască zidul și l-a construit un zid de 22 de kilometri. Destul de măricel și foarte trainic. Deci zidul ăsta e ca lumea de tot. Din 1787 e gata. În anul 1918, după primul război mondial, toată păduricea asta a fost preluată, păduricea, e mare, pădurea a fost preluată de fondul de despăgubire a victimelor din primul război mondial și a îndrăznit comisia respectivă să deschidă la weekend-uri, deci la sfârșit de săptămână, publicului larg vizitarea acestei păduri. Bineînțeles, a venit al doilea război mondial, naziștii au pus mâna aici, cu toate că au numit-o pădurea Reichului, au interzis publicului să mai aibă acces, iar în 1945, când rușii au invadat Viena, au pus stăpânire pe pădure și, cel puțin așa scrie în internet, aceștia au vânat toate animalele sălbatice și au început să taie copaci la greu de aici, din pădure. Deci, până la urmă, rușii au omorât animalele, nu austriacii? Ba așa scrie internet, că animalele de aici, rușii le-au omorât. Mm-hmm. După 1955, când au plecat rușii de aici, au preluat austriecii toată pădurea și au deschis-o publicului larg și au înfrumusețat-o și adus-o la nivelul la care este acum. Au construit drumuri, sunt drumuri bătătorite, nu sunt asfaltate, unele sunt și asfaltate, majoritatea nu. Și, mă rog, au avut grijă de copaci, au resădit copaci, au rărit să nu fie prea des și au avut grijă de o anumită populație de purceluși mistreți și de căprioare. Cam atât am vrut să zic și eu. Salutări încă o dată la Everyday Holiday! Ce bine că am plecat din apartament, era așa de cald. Azi sunt 31 de grade și uite ce bine este aici în natură, la umbra copacilor. Super! Avem de mers vreo 3-4 ore, așa că o să ne umplem plămânii de oxigen. Să vedem ce este aici. Sunt lilieci. Trăiesc lilieci aici în pădure. Și ceva capre, nu știu, mufloni. Mufloni și scrie acolo că sunt.
Eu nu i-am văzut până acum, dar poate reușim să îi vedem azi. Mie îmi place tare mult să mă plimb prin pădure. Nu știu de ce, totdeauna mi-a plăcut. Hai să mă întorc la Dan să văd ce face acolo. Că el a rămas la bancă puțin. Mă întorc înapoi și după aceea pornim împreună la drum, mai departe, până la partea cealaltă. Nu mai văd, doar unde e. Oare asta o fi cărarea? Nu mai știu. Sper că nu mă arătă ce prin pădure. Nu mai știu pe care cărare am venit. Ah, uite aici, am trecut pe lângă chestia asta. Sunt pe drumul cel bun, înseamnă. Dar nu văd banca. Nu mai știu direcția, nu mai știu direcția. Ah, parcă îl zăresc acolo. Sub copaci. Dacă am văzut banca. Hai că am ajuns. Am reușit să te găsesc. Din nou la drum. Ce înalți sunt copacii ăștia. Oare câte sute de ani le-a trebuit să ajungă atât de înalți. De fapt, după cum scrie în internet, se spune că de sute de ani este această pădure. De 500 de ani, dacă am reținut eu bine. Aici jos scrie timpii pe care îi parcurge un om normal la cap. Ia să văd. Nicolaitor până la Laințător se fac what? Câți? Nu, am văzut 6 ore, e nebun. Oh. Nu. Laințător. 7,1? Poate sunt kilometri. Ah, kilometri. 7,1 km, da, m-am speriat, ne întorceam acum înapoi. Deci aici ieșim la Laințător, de acolo luăm autobuzul și mergem acasă. De 7 km facem, e cam deal. Buh, nu este ușor. Noroc că drumurile sunt... drumul este marcat, trecem și pe la Hermes Villa. Și da. Și hai la drum, că am cantrat de timp cu explicațiile tale de... despre natură, despre cum se formează un copac. Ce, ai obosit? Da, am obosit. Și eu.
dar mergem înainte. Aoleu, ce faci? Nu m-a lăsat să stau pe bancă, stau pe bucuturugă, gata. Aici. Nu mă mai mici de aici 5 minute întregi. Aoleu. Păi nu mai ajungem, oare mai avem timp? Ne prinde noaptea în pădure. Ne-am mai prins toată, nu ți-amintești? Da, așa e. E super. Dar era mai aproape de ieșire, acum cred că sunt la mijlocul drumului. Cam așa, cam așa. Deci din 7 km eu apreciez că am făcut vreo 3 jumate. Da? Vreo oră jumate am venit. Ei, vreo două. Două, o oră jumate, două am tot urcat. Trebuie să mai la ceas. Da, bine. Aici se vede o parte din zidul de 22 de kilometri pe care l-a construit zidarul Schlucker acum 500 de ani. Și acolo în spate se vede orașul, districtul 13, Hietzing, așa se numește, foarte frumos. Și zidul merge în jos așa și înconjoară toată pădurea asta. Dar oare de ce l-a fi făcut? Să nu intre poporul din vremurile alea de mult, nu? Că am înțeles că nu avea acces. Pe chiar astăzi am văzut un reportaj și probabil că o să facem și noi ceva în limba română pe baza asta. Orice pas făcut de aristocrație avea și un rol de protecție. Uh-huh. Să apere oamenii, să apere pe ei, pe nobili de răscoala oameni sărăcimii și de revolta oamenilor săraci. Bineînțeles că se retrăgeau aici și vreau să nu fie deranjați și probabil că erau amenzi mari dacă treceai zidul ilegal, ca să zic așa. Da, uite, este și un parc pentru copii aici în pădure. Foarte frumos. De acolo se vede pădurea imensă în față. Imensă. Dacă te rătăcești acolo, nu cred că mai ieși vreodată fără GPS. E imposibil să mai ieși așa, te învârți. Și ia zile și luni. De acolo un grup de oameni, cred că se duc la restaurantul ăsta. Aici se poate mânca wild, adică căprioară, carne de căprioară, carne de porc mistreț, carne de iepure și orice altă mâncare austriacă, bineînțeles. Și mă rog, îi zice Rohrhaus, pe vremuri când eram și noi mai mâncăi, făceam și noi câte un popas și luam câte un meniu. Acum... Da, mi-amintesc că am mâncat căprioară, da. Dar erau așa niște bucățele micuțe și un pic mai tare. Medalioane așa, păi așa este, căprioară e mai tare puțin și mai... Și noi mergem înainte oare sau nu, în partea aici, asta? Aici, în partea asta în jos? Mhm. Atunci nu mă mai duc acolo, că oricum nu mâncăm. Hai să ne continuăm drumul nostru. Ce bine că ne afundăm în pădure și nu mai bate uite, soarele. Uite, ăsta e drumul spre Hermesville, ăla e, nu este ăsta? Ăsta. Da, da, uite, arată aici. Nu. Păi bine, ăsta e asfaltat și ăsta e prin pădure. Hai să luăm pe ăsta. O luăm prin pădure. Nu mai mă simt chiar așa obosită. Tu? Păi la deal în jos nici eu nu mă simt obosit. Probabil. Nici n-am observat că s-a terminat oricum. Ușor, ușor ne apropiem de Hermes Villa și după aceea ajungem la Căprioare. Uite câtă lume se plimbă prin pădure, nu suntem singuri. Uite acolo, în apă, o libelulă, nu știu ce face, țopănă. Bea apă, ce mai bea face nici? Ce? Care aici
Oare ce face? Îi bă coada în apă. Hai, lasă. Îi dau vreo. Da, uite ce frumos se vede. Cu ochiul liber e o priveliște superbă, nu știu. Aici, în mijloc. Nu știu cum o să se vadă prin obiectiv, dar ce văd eu e superb. E frumos, nu, în pădure? Super. Aerul are un... Aerul și liniștea. Super. Păcat că e așa umed. Eu cred că doar din cauza că a plouat aseară, nu? Așa cred. A plouat toată noaptea. Păi da, deci... din cauza asta e umed. Da, pe la 12 noaptea a început și a ținut așa până pe la 4-5 dimineața. Este un copac imens aici, pe care îl știm noi de mai demult. Hai să văd, Crisalida, dacă te pui lângă el, poți să-l înconjori cu brațele? Da, sigur. Aoleo! Wow. Ai, jumate l-ai cuprins. Crezi tu? Da. Ia. Oh. Ai, e brad. Ce imens poate să fie! Nu? Ce imens! Are câte sute de ani are? Ah, multe! Are sute și sute! Păcat că nu scrie o informație pe el, o tăbliță! Wow. La porunca împăratului Kaiser Franz Joseph s-a construit aici între anii 1882 și 1886, deci acum 140 de ani și mai bine, Hermes Villa. Deci vila asta s-a construit să fie un loc de retragere, unde să se poată liniști după stresul zilei împărăteasa Sisi, Elizabeth, soția împăratului Kaiser Franz Joseph. Da, e mare. Nu este imensă cum sunt palatele în tot orașul, dar este totuși mare. Și a rezistat, are 140 de ani ăsta. Și e frumoasă. Are și un restaurant aici. O curte mare. O curte frumoasă. Frumos de tot. Hai să intrăm înăuntru să vedem ce se poate vedea acolo. Deschide-o tu. Are-am voie? A, cu mască. Doar cu mască scrie. O statuie frumoasă aici. Foarte frumoasă. Și acolo scara interioară. Hai să încercăm să vedem ce e aici. Ce
Miroase foarte tare, vechi. Ceasuri vechi. Ce scot? Stai, prințesa Sisi. Și acum mergem mai departe spre... La Înțătoa. La unde sunt căprioarele. Are încolo? Acum suntem la o răscruce cu trei drumuri. Ne-am abătut de la drum și habar n-am pus să luăm. Păi de acolo am venit, deci trebuie să ne ducem în direcția aia. Să nu întrebăm pe oameni ăștia. Nu, eu cred că în direcția aia. Sau poate chiar în față. Nu, acolo, uite, vezi oamenii aia departe? Ah, da. Cred că pe acolo. Ce înalți sunt brazii. Mamă. Uriași. Da, uite, de aici un view mai bun. Se vede toată vila. Hai, de mai departe. Stă acolo, ascuns. Și uite căprioarele, dar s-a ascuns după copaci. Trebuie să ne ducem pe partea cealaltă. Hai să mergem acolo să le vină mai bine. Mm-hmm. Da, trebuie să ocolim. Am greșit drumul. Dacă veneam pe partea aia, le vedeam. Așa că acum trebuie să ocolim. De la Herbes Villa trebuie să venim așa și atunci ieșeam exact la ele. Da. Dar acum ne întoarcem un pic. Hai să-ți dau o frunză. Da, uite că a mâncat. Dar oare îi face bine? Da, fi sigur. Ai mănânci una? Oh, ce drăguță ești! Ce drăguță ești! Hai! Oh. Golin copacul? Golin copacul? Hai să ne aducem și la surioarele ei. Vreau să o mânc. Oare mă lasă să o mânc? Ia încearcă. Îi trebuie lasă. Mai repede. Stai. Nu vreau să o sperii. Aici lasă că să-l sar. Hai, că nu pun mâna pe tine. Tu, copriță. Sighe. Doi ce păștești tu, a? Da. Germană înțelege. Vrei să-i dai și tu frunze să pape? Ha? Ți-e frică? Nu hai că te filmez eu. Numai să le poți rupe. Ce mișto! Hai să rup de aici câteva. Stai că acum o mănâncă capul. Păi nu-ți vede decât aia. Am atins-o un pic. Ești frumoasă. Are multe musculițe. Ești frumoasă, foc. Mergem și la surioarele tale. Mm-hmm. Mergem și la ele. Uite un fluture în față. S-a pus pe ea? S-a pus pe ecran. Nu-i nimic când stă pe ecran.
Ia suflă. Așa. Aoleu, se ține după camera, uite. Uite acolo căprioarele. Uite-l ce zboară. Ah, s-a pus din nou pe camera. Uite-l. Nu știu ce are. Uși, mă. Lasă-l în pace. Acum după tine se ține. Cred că îi place GoPro-ul. Uite, după tine se ține la povestit. Uite-l, în părul tău. Nu te teme de el, că e doar un fluture. Gata, a plecat. Deci, căprițe frumos, cam gata. Am ajuns la capătul excursiei noastre de azi. Am intrat prin Nicolae Tor, venind cu U4, pentru cei interesați. Ieșim prin Laință Tor, de unde luăm autobusul 56B spre Hitzing, de unde luăm din nou U4 spre casă. Se mai poate intra și ieși pe la Gütenbach Tor, cu autobusul 253. Pe la Pulvă-Stampftor, tot cu 253, precum și pe la Sandfaitător, cu 54A. Acum ne îndreptăm spre casă.